Domnilor, bună ziua și bine ați venit la manifestările prilejuite de comemorarea ultimului zbor pe care l-a efectuat capitanul aviator Vasile Craiu, gorjeanul Vasile Craiu. Vă propun în deschidere să ascultăm imnul de stat. Pentru că era cel mai curajos dintre ei. Avea alte motive să lupte cu mai multă dârzenie și motivație, pentru că își dorea să-și elibereze frații de peste munți. Tatăl său avusese curajul ca în Arad să ridice tricolorul pe sediul primăriei. Și pentru acest lucru a plătit și a fost nevoit să fugă cu familia peste munți, să se stabilească în Novacii Gorjului, unde Vasile Craiu s-a născut. Știa de la părinții săi care este suferința românilor din Ardeal. Și ăsta era motivul pentru care lupta cu mai mult curaj decât o făceau colegii săi. Avea o educație care îl motiva să-și elibereze frații de peste Carpați. Sacrificiul lui n-a fost degeaba. Frații de peste Carpați sunt acum lângă frații de dincolo de Carpați. Și datorăm și lui și tuturor eroilor căzuți în primul război mondial.
Domnilor și domnilor, astăzi se încheie un secol de uitare. Nu este singurul erou român care a fost uitat de țară, de autorități, de cei care ne-au scris istoria și n-aveau niciun fel de motiv să o scrie spunând că românii sunt niște eroi, că românii își iubesc țara, că românii au valori. Mă întrebam ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost această zi de 24 august, ce s-ar fi întâmplat cu Vasile Crad. Probabil ca toți ceilalți eroi din primul război mondial, după anii 40, ar fi ajuns în pușcăriile comuniste. Nu știu dacă e mai bine așa, sau că nu a dus mai departe zborul său admirat, nu doar de colegii camarazii români. A fost declarat as al aviației române și recunoscut ca un as al aviației de ruși, de francezi. Și aici, bunul meu prieten și bunul nostru prieten, Dan Antoniu, vă va spune mai mult. Urmează ca autoritățile locale, în memoria Vasile Craiu, să dezvelească în cimitirul de onoare, acolo unde i-a fost adus trupul în 1927, pe 13 noiembrie, o placă comemorativă. Pentru că, din păcate, Craiu, din anii 40, a mai murit odată. Și mormântul lui nu se știe. Urmează, de asemenea, să facem un gest de normalitate și Vasile Craiu, numele său, să fie purtat de o stradă în municipiul Târgu. Am aflat din cercetările care ne s-au făcut și de către colegii de la Arhivele Naționale și de publicistul Dan Antoniu că Vasile Craiu a făcut școala la Colegiul Tudor Vladimirescu. Și mulțumesc, domnului director, că acolo vom avea însemne, fotografii, documente expuse cu Vasile Craiu. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin. Nu știu dacă e puțin lucru, că deja o echipă de profesioniști care lucrează cu televiziunea română vor realiza un film documentar despre Vasile Craiu. Nu știu dacă e puțin lucru că 5 eroi gorjeni vor avea câte un serial în acest proiect al eroilor uitați. Că nu putem vorbi de Craiu fără să ne gândim și la Popilian și la Ecaterina și la Victor Popescu și la cercetașii de la Portul Jiului și la generalul Dragalina și la generalul Rasovicianu și atât de mulți alții. Vom avea, spuneam că urmează și trebuie să urmeze după 100 de ani de uitare, trebuie să urmeze 100 de ani de recunoștință. Și faptul că astăzi ne aflăm aici împreună îmi dă speranță. Îmi dă speranță că în școlile din Gorj, în Târgu Jiu, se va preda istorie locală. Că eroii aceștia n-au murit degeaba. Că tinerii care urmează după noi, vor fi mândri că s-au născut în orașul eroilor. Pentru că Târgu Jiul, când vorbim de Războiul Mare și Sfânt, este orașul eroilor. O să urmeze o serie de discursuri. Eu aici mă opresc cu mesajul din partea mea, ca și coordonator al Comisiei Centenar, spunând atât. Capitane, zboară pe cerul patriei mare, pentru că ai făcut România mare. Îți mulțumim! Așa cum ați observat, domnilor și domnilor, avem alături de noi oaspeți de seamă. De la baza Iliană,
de la Câmpia Turzii, piloți de aviație, o delegație impresionantă, coordonată, adusă aici de domnul Maior Nevoie. Pe care îl invit să citească mesajul din partea domnului general de flotilă aeriană, dr. Viorel Pană, cel care conduce forțele aeriene române, statul major al forțelor aeriene române. Vă rog, domnule major. Onorată asistență, sunt Maiorul Neagoie, reprezentantul bazei 71 aeriene și al statului major al forțelor aeriene. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și cu această ocazie vă rog să permite să dau citire mesajul șefului statului major al forțelor aeriene, domnul general de flotilă aeriană, dr. Viorel Pană. Mesajul șefului statului major al forțelor aeriene cu ocazia ceremoniei de comemorare a 100 de ani de la trecerea în neființă a capitanului aviator Vasile Craiu. Împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, idealul național al tuturor românilor este un prilej deosebit de a ne reaminti de eroi. Eroismul, inspirat de ideea creștină și de patriotism, reprezintă o virtute de valoare absolută, o jertfă supremă. Prin eroism se scriu pe cartea veșniciei faptele omenești. Prin eroism se realizează cel mai prețios tezaur național al unui popor, bogăția lui culturală, spirituală și măreția istoriei sale naționale prin care trăiește și din care se hrănește, supletește. Cu această zestre intră un popor în marea familie a popoarelor, în istoria lumii. Blaicu, Buia, Coandă, cărora li se adaugă toți cei care au plătit prețul suprem de-a lungul a peste un veac pentru gloria și tradiția forțelor aeriene, reprezintă repere morale ale tuturor celor care alcătuiesc astăzi forțele aeriene române. Cu toții suntem datori în a le urma forța exemplului, deoarece o categorie de forțe armate trăiește prezentul și își clădește viitorul pe temelia propriei istorii. În această zi, cu o simbolistică aparte, în orașul Brâncuș, gândurile noastre se îndreaptă cu gratitudine către cel care a fost capitanul aviator Vasile Craiu. Supranumit Șoimul de la Mărășești, pilot de elită, unul din așa aviații române, în timpul Primului Război Mondial, capitanul aviator Vasile Craiu și-a dedicat viața crezului de a sluji țara. Născut la 31 decembrie 1894 la Novaci, județul Vârj, într-o familie cu origini transilvanene, Vasile Craiu și-a petrecut copilăria la Târgu Jiu, unde a urmat școala primară și gimnazială. La 1 octombrie 1912, acesta a intrat în școala de ofițeri de infanterie din București. Ca elev al școlii a participat în vara anului 1913 la campania din Bulgaria, la sfârșitul căreia a fost decorat cu medalia Avântul Țării. La începutul anului 1915 s-a oferit voluntar pentru a urma cursurile școlii militare de zbor de la Cotroceni, unde a obținut brevetul de pilot militar. Instructorii săi au constatat că are mult talent pentru zbor, iar în următorii 3 ani, Craiu se va impune drept unul dintre cei mai buni acrobații României. A continuat să zboare în cadrul Corpului de Aviație, iar la 18 decembrie 1915, în timp ce zbura la manșa unui aparat Bleriot, a suferit un accident grav. Avionul s-a prăbușit lângă aerodromul Cotroceni. Craiu a fost internat la Spitalul Brâncovenesc și a suferit mai multe intervenții chirurgicale. În 1916, Craiu a revenit la zbor. La intrarea României în Primul Război Mondial, sublocotenentul Vasile Craiu a fost repartizat grupului 3 care acționa la sud de capitală, în zona Dunării. În scurtă vreme, la înființarea escadriei de luptă, care a fost primul nucleu al aviației de vânătoare române, Craiu a fost repartizat la această unitate care era formată din 7 aviatori, 4 români și 3 francezi. Escadrila de luptă era înzestrată cu avioane de vânătoare Newport 11 și avea drept misiune apărarea capitalei. În calitate de pilot al acestei escadrile, a purtat primele lupte aeriene cu aviația germană. După retragerea armatei române în Moldova, decembrie 1916, escadrila de luptă a fost redenumită Escadrila 10. Principala misiune acesteia era de a asigura protecția avioanelor românești de informații care fotografiau zonele ocupate de inamic. Iar în al doilea rând, aviatorii escadrilei aveau misiunea de a interzice zborurile aviației germane la nord de linia frontului. La 15 iunie 1917, în timp ce asigura protecția unui avion românesc de informații, Craiu a fost rănit în zona claviculei drepte, în timpul unei lupte cu două avioane germane de vânătoare.
ca o recunoaștere a meritelor stare excepționale avute în lunile mai și iunie 1917, a fost decorat cu cea mai înaltă decorație românească de război, Ordinul Mihai Viteazul, clasa 3-a, iar generalul Henri Berloc, șeful misiunii militare franceze în România, l-a decorat cu Crucea de Război cu lauri. A fost avansat la excepțional la gradul de capitan la numai 23 de ani. La ieșirea din spital, Vasile Craiu a fost repartizat la escadrila 11. În scurtă vreme a devenit comandantul acesteia, a devenit cel mai tânăr comandant de escadrilă din istoria aeronauticii române. A revenit pe front, unde a avut alte împrejurări cu aviația germană. La 10 noiembrie 1917 a dobărât un avion dinamic în zona Mărășești. În scurtă vreme, activitatea de front a încetat, România semnând armistițiul cu puterile centrale. A decedat în timp ce efectua un zbor acrobatic la 24 august 1918. Istoria aviației române este o istorie a onoarei, a sacrificiului asumat și a devotamentului necondiționat. Aviația militară a participat la toate marile bătălii ale românilor din secolul trecut, în strânsă colaborare cu toate celelalte structuri ale Armatei României. Faptul că astăzi putem să vorbim de un prezent și de un viitor al forțelor aeriene române este consecința directă a unei tradiții și reputații construite de-a lungul a numai puțin de un secol. Aviația militară a depășit 100 de ani de existență, adevăr istoric cu care puține națiuni se pot lăuda. Ceea ce dovedește că faptul că țara noastră a înțeles încă din zorii apariției noilor sisteme de arme, rolul pe care puterea aeriană îl va avea de jucat în dezvoltarea unei structuri de securitate. Categoria de forță de elită, forțele aeriene române sunt astăzi într-o continuă dezvoltare și se prezintă cu performanțe notabile în procesul instruirii, al interoperabilității și cu participarea la exercițiile naționale și multinaționale, precum și la misiunile interne și externe. La comemorarea unui secol, de la trecerea în neființă a capitanului aviator Vasile Craiu, prin profesionalism, dăruire și respect față de valorile aviației, personalul din forțele aeriene române aduc un omagiu de recunoștință memoriei capitanului aviator Vasile Craiu, cel care a luptat pentru libertate, unitate și demnitate națională. Datoria noastră de urmași ai glorioasei aviații militare este de a cinsti onoarea tuturor aviatorilor militari români. Fiecare amintirea faptelor de vitejie ale capitanului aviator Vasile Craiu să ne facă pe toți mai buni, demni și uniți, iar prin toate acțiunile noastre să lăsăm generațiilor următoare o țară unită și un cer senin. Dumnezeu să-L odinească în buna Lui pace. Semnează șeful statului major al forțelor aeriene, general de flotilă aeriană, dr. Viorel Pană. Vă mulțumesc, domnule Maior. Într-adevăr, ne simțim onorați de vizita dumneavoastră și delegația care vă însoțește. Și mă bucur că faceți cinste acestui eveniment. Permiteți-mi, doamnelor și domnilor, ca din partea Asociației Române pentru Propagandă și Istorie Aeronautice, menționez că avem delegații din Cluj, din județul Cluj, filiala acestei asociații, și de la Dolj. De la Cluj, domnul comandor Buzenchi, pe care îl și invit să transmită mesajul asociației. Vă rog. În primul rând vreau să mulțumesc din suflet organizatorilor Mariei Târgu Jiu și în special domnului viceprimar Adrian Tudor, că ne-au onorat prin invitarea la acest eveniment extraordinar pe care gorjenii îl sărbătoresc astăzi. Vorbim de trecerea în eternitate a acestui mare erou gorjan român cu recunoaștere internațională și faptul că există acest demers pe mine mă încântă în mod deosebit pentru că un popor care nu-și cunoaște trecutul nu are identitate. Ori acest semn de respect pe care noi îl acordăm acestui mare erou face parte din acest demers de recunoaștere a valorilor naționale. Eu am fost pilot, împărat elicopterul cu excelență, am peste 4.000 de ore de zbor. Și am zburat la Revoluție. Trei rânduri trebuia să fiu doborât. Am primit ordine aberante și dacă le executam, omoram sute de oameni.
Așa încât, din această perspectivă, ar vrea să vă relatez trăirile, emoțiile, sentimentele, automatismele care sunt create la un moment dat, pe timpul unei misiuni de zbor, iar eroul aviator, capitanul Craiu, a executat peste 500 de asemenea misiuni. Sigur că puțin dintre dumneavoastră se familiarizați cu așa ceva. Dar imaginați-vă că de la primirea misiunii de luptă, până la decolare, verificarea parametrilor și decolare, cu o misiune de luptă bine determinată sau vânătoare liberă. Ai trei preocupări principale când ai angajat în luptă. Viteza, înălțimea, poziționarea inamicului. Apar niște comenzi absolut de neconceput pe vreme de pace. Trăirile sunt atât de intense încât totul este mobilizat pe această acțiune. Adrenalina este atât de mare încât nu mai îți înțelegi reacțiile. Totul este să învingi. Frică nu există. Pentru că cui este frică, nu te colează. Acest amestec de dorință, de acel sentiment care te mobilizează să-ți eliberezi patria, să luți împotriva inamicului, să limitezi pierderile de vieți omenești și ale semenilor tăi, dorința de a-ți elibera concetățenii de peste munți. Sunt niște factori mobilizatori atât de mari, încât nu există frică, nu există decât dorința de a învinge. Și chiar dacă ultima decolare a făcut-o direct spre Dumnezeu, este un mare exemplu pentru piloți, acest minunat, extraordinar capitan Vasile Craiu. Vă rog frumos să-mi permite să transmit mesajul președintelui Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, care este într-o misiune în străinătate și nu a putut să onoreze această invitație. Mesajul Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii la lansarea cărții și omagierea capitanului aviator Vasile Craiu, Târgu Jiu, 24 august 2018. Aeronautica militară a fost potențată în devenirea ei de valențele creatoare ale românilor și contribuția lor în afirmarea aviației europene, precum și de faptul că aceasta s-a dezvoltat pe un teren fertilizat de tradițiile și realizările unor pasionați în domeniul zborului mecanic. Căutările începutului de secolul 20 și rezultatele primului deceniu au stimulat pregătirea pilotului militar, participarea la exerciții și aplicații de tare cu avioane, înființarea școlii de zbor și a continuat cu organizarea aviației militare. Afirmațiile și comentariul nostru pornesc de la scopul asociației de informare a publicului, de dezvoltarea cunoștințelor despre aeronautică, propaganda și organizarea manifestărilor ce privesc istoria și tradițiile, cultura și arta zborului, orientarea profesională a tineretului, promovarea aviației și susținerea imaginii forțelor aeriene, aviației și armate române. În cadrul acesta apare și pilotul Vasile Craiu, unul dintre cei mai valoroși piloti de vânătoare a aviației române din toate timpurile. Prin zborurile lui se remarcă cu prima victorie a unui pilot de vânătoare român, iar Vasile Craiu este avansat la gradul locotenent și primește comanda unei escadrile din port 10. Alături de camaradii săi, din această escadrilă, atinge un număr de victorii aeriene mai mare decât al tuturor celorlalte escadrile de vânătoare românești. Tânărul pilot a executat pe unei misiuni de înaltă din istoria aviației română, iar victoriile îl fac să fie promovat la excepțional. Generalul Ieremia Grigorescu îl aprecia ca fiind cel mai bun pilot de vânătoare al aviației române din primul război mondial. La 24 august 1918, cel numit cândva Șoimul de la Mărășești a decolat pentru ultima oară de pe aerodromul din Pârlad. Citez, avionul său care în luptă nu-l trădase niciodată, dar în acea zi nu a mai răspuns la comenzi. A fost înmormântat la Pârlad, unde bojenii l-au ridicat în 1927 pentru a avea un cuman în Târgu Mureș. Aici aș vrea să fac o pauză. Aș vrea să vă rog, domnule viceprimar, să nu vă limitați la o placă comemorativă,
Noi suntem într-o situație similară cu Smaranda Brescu, care a fost înmormântat în Cimitirul Central din Cluj și al cărui mormânt a fost ocupat de o altă familie. Am identificat împreună cu primăria un loc în vecinătatea locului unde a fost înmormântat și la sfârșitul octombrie o să revenim în moment în cinstea și va studera împreună cu culturile local și dumneavoastră să găsiți asemenea soluții, pentru că este mare păcate această mare personalitate locală, națională și europeană să nu se bucure de un asemenea moment. Momentul magial, lansarea cărții dedicate capitanului Vasile Craiu de ilustrul istoric al aviației române de la Târgu Jiu, face parte din ansamblul acțiunilor prilejuite de împlinirea peste un secol de aeronautică militară, 105 ani de la încercarea lui Blaică de a trece în zbor Carpații, o tentativă patriotică ce marca încheierea unui șir de zboruri dedicate unii țărilor române. Vorbim despre ilustrul istoric al aviației române, domnul inginer Dan Antonino. Gestul nostru de astăzi înseamnă o rememorare, dar și o dreaptă amintire a oamenilor și faptelor fără de care lucrurile ar fi arătat altfel sau deloc. Este înainte de toate obligația noastră onorată de a pune în lumină opera tot ceea ce s-a făcut aici la Târgu Jiu. Se cuvine totodată să omagiem jertfa tuturor celor care s-au instruit și au slujit cu devotament țara pentru menținerea celui liber și apărarea spațiului aerian românesc, pentru pregătirea de noi generații de piloți afirmați de aviație în plan național și internațional. Adresăm cu acest prilej magial felicitări pentru toți și pentru tot ce s-a realizat aici la Târgu Jiu, în zona Bojului, urând de succes tuturor celor care au participat și susțin îndeplinirea misiunilor actului de cultură aviatică, prezentarea veridică și atractivă a istoriei aviației și contribuției românilor în afirmarea aeronauticii naționale, europene și mondiale. Succes tuturor, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, general retragere Iosif Plus. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog mesajele să ne le lăsați și noi un exemplar să le publicăm. Vă mulțumesc mult, domnule comandant. Dragii mei de la Craiova, probabil ați văzut că de aseară, în centrul orașului nostru, a poposit o replică fidelă aparatului de zbor VUIA 1906. Echipa este condusă de domnul comandor în retragere Dumitrescu Ilie, pe care de asemenea îl invit să adreseze un mesaj, după aceea urmând mesajele legate de carte și un bun colaborator al meu, domnul Bartol. Vă rog, domnule comandor. Vicepreședinte a Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Craiova. Președintele n-a putut veni, având o familie situație deosebită în familie. Pe mine, Asociația Română și aviatorii Dorjen, vă transmite un călduros salut, sănătate și numai bucurii în viață. Noi ne-am prezentat aici pentru a cinsti pe marele aviator, capitan, care și-a sacrificat întreaga viață pentru a sluji cu demnitate și onoare patria. Este vorba de Vasile Craiu. E un moment istoric pentru noi, având în vedere că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Noi am venit aici să cinstim această zi, pentru că ea se va transforma într-un memorial al capitanului aviator, erou, Vasile Craiu. Prin tot ceea ce face dumneavoastră astăzi, și în special domnul viceprimar Tudor Adnea, e un act de mare patriotism și de mândrie națională. Nu trebuie să uităm acest lucru, pentru că trebuie să ne păstrăm și să popularizăm tradițiile și valorile românești atât în țară cât și peste hotare. Din fericire, acest lucru
constatăm că organele abilitate ale statului, care sunt chemate să facă acest lucru, tratează cu indiferență și cu dispreț aceste momente cruciale, care au fost cruciale pentru poporul român. Noi, prin activitatea noastră, ca Asociație Română pentru Propaganda și Istoria Aviației, am căutat să ducem mai departe tradițiile și valorile românești în domeniul aeronautic. De aceea am venit cu colegii mei aici, care sunt și realizatorii copiii aeroplanului Buia 1986, e vorba de locotenentul aviator Dinului și de maestru militar principal Popovici Gheorghe. Noi am obținut unele rezultate în această activitate. Am dus mai departe și am reprezentat România cu cele două avioane, Buia și Coandă, la Bruxelles și la Paris. A fluturat drapelul românesc pe aceste avioane. Am fost primiți cu mare fast și tratați așa cum se cuvine. Am fost în locația la Paris, unde se aflau avioanele lor istorice, Blériotul și Farman. Pentru noi a fost o mândrie națională. Și de aceea zic, și acest moment trebuie să constituie pentru noi o mândrie națională și acest exemplu trebuie să fie cunoscut. Pentru că ceea ce ați făcut dumneavoastră nu faceți pentru Gorj, ați făcut pentru România. De aceea vă rog foarte mult ca în limita posibilităților pe care dumneavoastră le aveți să căutați să apărăm și să popularizăm, pentru că mai sunt voci care atacă valorile românești. Păcat că tineretul ar fi trebuit să fie mai mult și aproape de noi, pentru că ei sunt chemați să ducă mai departe aceste tradiții. Dacă nu face asemenea treburi să demonstrăm că noi suntem într-adevăr patrioți români, vom rămâne colegători de căpșuri. Vă mulțumesc pentru lucru. Am publicat cu Vasile Craiu acum 4 ani în revista noastră articole pe care donăm bibliotecii județene. Astea bibliotecii județene i-au uite de aici cu dumneavoastră și muzeul. Sigur că da, vă mulțumim mult de tot, domnule comandor. Într-adevăr, acum 4 ani am publicat, cum găsiți în această revistă, activitatea și despre... Mulțumesc, mulțumesc mult și mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în acest. Vreau să vă spun că, mai avem de la Creva, un prieten pe care îi salut în numele dumneavoastră. Este vorba de un locotenent comandor Vaida, care are și câteva lucrări de excepție scrise, se ocupă și dânsul de cercetarea istoriei aviației. Vă mulțumesc că ne sunteți alături și sper să ne vedem la Craiova cât de curând, pentru că vreau să pornim o caravană cu Târgu Jiu în orașul eroilor, că avem atât de multe de arătat craiovenilor și nu numai. Vă mulțumesc, domnule comandor. Și de asemenea, un borjan de-al nostru, care la Craiova este o legendă în aviație, domnul comandor Mărturescu, căruia îi mulțumesc de asemenea că este prezent. Știu că v-ați retras la Târgu Cărbunești și vă așteptăm pe la noi de câte ori aveți ocazia să ne spuneți de câte ori v-ați catapultat, nu? De câte ori ați reușit să așezați avionul în condiții deosebite la sol. Vă mulțumesc de asemenea, excelență, că sunteți alături. Mărculescu, vă rog,
istoricii. Poate o să ne însoțiți și în câteva școli, să vorbim cu elevii și să le spuneți despre ceea ce ați trăit de-a lungul carierei dumneavoastră. Nu se mai fac care atelier. De la București, dragii mei, sunt prezenți doi buni prieteni ai noștri, autorul cărții, domnul Antoniu, pe care o să-l las să vorbească la final. Dar din partea Ligii Aeliene Române, și nu numai din partea Ligii Aeliene Române, că dânsul este implicat în, cred că, zeci, sute de proiecte, am avut șansa să îl fiu alături și să-l am alături în această săptămână pe domnul Dan Bartok. Toată lumea mi-a spus că nu o să rezist la ritmul pe care îl are domnul Dan Bartok, la câte proiecte derulează în paralel domnul Dan Bartok, dar după trei zile ne-am mărturisit că nu credea că cineva o să-l depășească la ritmul pe care îl are dânsul, adică subsemnatul. A rămas impresionat că se poate și mai rapid decât atât. Domnule Dan Bartok, vă invit cu drag să ne adresați câteva cuvinte. Dânsului îi datorăm și expoziția extraordinară filatelică pe care o avem în sala de vis-a-vis și pe care o să o vizităm cu toții la finalul manifestărilor dedicate lansării cărții. Vă rog, excelență. Într-adevăr, este foarte greu să rezist ritmului în care se desfășoară activitatea domnului viceprimar Tudor. Dar am rezistat. În 1928, la inițiativa Ligii Aeliene Române și a Aeroclubului Regal Român, s-a dorit emiterea unei serii de timbre care să fie pusă în circulație în 24 august 1928. Această serie nu era o serie obișnuită. Era compusă din trei valori pe care apărea un avion. Dar acest avion era înmatriculat în așa fel încât să putem citi cuvântul Raiu. Era C, liniuță, Raiu. Dar, ca întotdeauna, se întâmplă ceva și seria a apărut de pe 1 septembrie. Dar se vede că Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Dar de ce? Din cauza că la 1 septembrie s-au deschis liniile naționale, a doua oară, că prima dată au fost deschis în 24 iunie 1926, dar numai București, Galați, Chișinău, București, Galați, Iași. Acum, pe 1 septembrie, avioanele au făcut legătura rapidă, mai rapidă, între București, Cluj, Iași, Cernăuți, Galați și așa mai departe. Deci, pentru prima dată, în emiterea de timbre, au apărut avioane în România. Și acest avion este înmatriculat Craiu. Consider că asta dovedește că la 10 ani de la moartea lui Craiu, atât Liga cât și Aeroclubul Regal Român s-au gândit să nu-l uite. Făcând o comparație între modul în care Roland Garros este omagiat în Franța și ceea ce se întâmplă în România cu Vasile Craiu, l-am contactat pe domnul Dan Antoniu, un vechi prieten, care mi-a spus, domnule, știi că e cineva la Târgu Jiu care se zbate să facă ceva pentru Aurel, pentru Vasile Craiu. Imediat l-am contactat pe domnul viceprimar și mai când mi-a venit să cred, dar uite că nu că nu mi-a venit, se vede și expoziția, și medalia, și catalogele, și absolut tot. Deci, puteam să le inițiez eu, dacă nu țiga cineva care să zică imediat să le facem. Și le-am făcut. Și mulțumesc din suflet domnului viceprimar, dar având în vedere că exact ca și ceilalți, nu ne-am gândit numai acum la Vasile Craiu, în 2016, când s-au împlinit 100 de ani de aviație militară, Fundația Culturală Bartok a bătut o plachetă cu ași aviației române din primul
trei din primul război mondial și din al doilea război mondial. Unul dintre cei din primul război mondial este Vasile Crai. Pentru dăruirea totală a domnului viceprimar Tudor, Fundația Culturală Bartok îi oferă această plachetă și vă roagă să continue pentru că avem nevoie de astfel de oameni. Sunt cam puțini și nu se pot clona. Da? Să sperăm. Avem aici tine. Speranța mea este în ei. Și pentru că a venit vorba de Smaranda Băiescu, pot să vă spun că din 2004 m-am zbătut să fac ceva ca să scoate la lumină osemitele Smarandei Băiescu și văzând că este foarte, foarte greu, am zis, hai să facem măcar un monument. Și din 2004 am făcut demersuri serioase la Cluj, unde am scos două certificate de urbanism. Și s-a găsit cineva să ne respingă. Unul din el era nemaipomenit, chiar într-un sens giratoriu din centru orașului Cluj. Sunt foarte bucuros că cineva se ocupă acum de monumentul Smaranda Băiescu. Este o eroină extraordinară care a, prin rezultatele ei, a înconjurat lumea. A făcut să răsune cuvântul România. Încă o dată mulțumesc Târgu Jiului pentru că domnul viceprimar, fiți convinși, fără echipa de colaboratori pe care eu am văzut-o în 3 zile cât am stat aici, nu poate să facă nimic. Dar are niște colaboratori care și este activi clonați. Vă mulțumesc! Da, mă uitam în telefon din mai de când am cunoscut că am peste 200 de apeluri de la domnul Bartok cu ce mai trebuie să mai facem. Nu era zis să nu vorbim de cel puțin 3 ori, dar mi-am dat doctoratul, se spune, în a face proiecte, așa cum cere domnul președinte. Urmează momentul, poate cel mai important al zilei și prin care cinstim memoria eroului nostru, prezentarea acestei cărți a domnului Dan Antoniu, cartea istoricare de excepție, povestea cărții, cum a apărut epopeea acestei cărți, o regăsiți chiar în primele pagini, cum am reușit să-l găsesc pe domnul Antoniu, cum și numai bunul Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile astea să se lege. Vă mărturisesc că acum nu i-am spus nici dânsului, cred că în ianuarie am vorbit prima dată domnia sa și mi-a spus că are o arhivă impresionantă de documente, fotografii, mărturii despre Vasile Craiu. Nu mi-a venit să cred de ce. Aflasem foarte târziu și noi la Târgu Jiu despre Vasile Craiu. Aici meritul are, cel puțin pentru mine, prietenul meu Ion Sârlea, cu pagina lui de socializare, Târgu Jiu Odinioară, care în 2016 publică o fotografie a unui colecționar, cu înmormântarea de la Bârlat și mă sună ulterior și îmi spune, Coane, vezi că e gorjan. Și hai să începem să săpăm. Și de atunci, doamna Cristina, cu echipa de la Arhive, stau pe capul dânsei, domnul Antoniu, am reușit să le găsim la București. A fost un moment frumos, în momentul în care mi-a deschis calculatorul și mi-a arătat manuscrisul. Nu pot să mai le dau pe curată viață ce am trăit atunci, lângă domnul Antoniu. Domnule Dan Antoniu, vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ați făcut. Să fim astăzi împreună aici și vă invit, stimate domn, să ne spuneți câteva cuvinte despre această lucrare excepțională. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru ideea
de a așeza în ultimile pagini ale acestei lucrări fotografiile tuturor piloților români din primul război mondial. Este un gest pe care Craiul la 100 de ani îl face pentru camarazii săi. Ne-am gândit că e clar că România, chiar dacă centenarul am înțeles că va ține până în 2023, nu va apărea o lucrare legată de istoria aviatorilor din primul război mondial, din păcate, spun asta. Și atunci am zis că de la Târgu Jiu să tragem un semnal și să ne facem datoria față de toți eroii din aviația română care au dat în primul război mondial. Domnule Antoniu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că eu iubesc aviația deoarece am crescut pe rolul. M-am avut în familie aviatori. I-am observat. I-am studiat. Am cunoscut veterani din războiul din 1913. Veterani din primul război mondial. Dacă vreți și piloți interdelici și cei din al doilea război mondial. Ca să mă laud un pic, pot să vă spun că eu sunt tăticul Asociației Arpia, dar nu mai sunt membru, sunt doar membru fondator. Pentru că mi s-a spus la un moment dat că dumneata nu ești aviator, ce cauți să te-am. Și am zis, da, nu știu. Mă repede, poate să vă. Dar această Arpie s-a dezvoltat foarte frumos și a făcut filia, s-a înființat în țară. Există două filiale, trei, și cea de la Timișoara, care fac ceva. Filiala condusă de domnul comandorul Buzenchi, tot așa, corespondent non-stop, a făcut expoziții despre istoria aviației, despre istoria industriei aviației, a găsit înțelegere. Care e toată chestia? Trebuie cineva să înțeleagă ce vrea să spună acest om, că nu toți iubesc aviația. E frumoasă la meeting, e frumoasă, dar după aia lumea uită, copiii nu uită. Și această manifestare trebuia să fie, de fapt, prin septembrie, ca să fie și copiii aici să vină pe. Era frumos. La o activitate de la Cluj, când și au reeditat albumul Raicu, o carte tipărită în 1920, au fost copii și eu am fost foarte încântat. Foarte încântat. Am avut, eu am scos din cărți, niște cărți poștale cu Raicu, odată cu cartea despre Buia, și le-am împărțit la copii. Era foarte fericit. Se imprimă, rămâne. Încep să cunoască, că în cărțile noastre de istorie nu există. Și pentru că am vorbit de cărți, aici am adus, ca să fac o donație către Muzeul de Istorie, una din cărțile mele, dedicată lui Traian Buiala. I-am făcut pe toți ca să nu mai fie interpretări, că a făcut și adres, altul să spună altceva și așa mai departe. Aici sunt documente, documente. Ca să închei cu Buia, acești oameni de la Craiova n-au scris decât articolașe mici prin cărți, n-au scris cărți, dar au făcut cele două machete replici ale avioanelor Condor și Traian Buia. Deosebite. Au impresionat. S-a construit și un live-ul la Romaerul, numai că este un mal praxis în domeniul machetismului aeronautic. Adică el a avut aripă plană la cupă, aripă cromată, iar gondola este fără să semene, nu la dimensiune, dar fără să semene cu original. Unul are cu totul altă formă, are și cocarda. Acum are cocarda tricolore. Ce are una cu alta? Cocarda a fost introdusă de Bibescu în 1913, preluată de la francezi. Păi știți că această cocardă a luat naștere prin rotirea drapelului în jurul catacului, în jurul lancei, așa se numește.
Deci a fost legat, tot de la pele a fost legată de lance la început. Așa apare cu albastru mijloc. Ce vreau să vă spun, ceea ce istoria noastră nu menționează, aici o să-l citesc pe domnul Bartok, cuvântul decisiv. Contribuția decisivă a acestui om la unire, că vorbim de unire. Cine a citit această carte, eu când am scris Laicul Buia și Coandă, mi-am luat lângă mine un colectiv. Fiecare am avut sarcini, fiecare a făcut ceva, după aceea am îmbinat și am scos cartea. De exemplu, despre activitatea social-politică, nu m-am băgat. Să știți că activitatea social-politică al acestui om a fost mult peste activitatea tehnică. Unirea ei se datorează. Când am lăsat cartea, au fost șefi de instituții istorice, de auzeau. Știam ceva, dar auzeau pentru prima dată. Vreau să donez această carte, toată documentația, fotografii și documente Craiu, cărțile poștale cu Laicu, Muzeului de Istorie, e cineva aici, dar nu văd. Dacă nu avem, este. Mulțumesc puțin. Astea, deci, numai pozele sunt protejate de copyright. Dacă vreți să le publicați sau să faceți ceva, îmi cereți mie aprobarea că dacă le am, eu am drept. Și am mai realizat ceva în afară de carte. A fost mobilizat pe front. Toată lumea a fost mobilizată pe front. Și după ce s-a terminat, la un an, regele Carol I a făcut o medalie pe care a primit-o toți participanții, indiferent de grad. Avântul țării s-a numit. Aceasta este originală. Văzând în filmele documentare americane că se pun și pantofi în ramă de la nu știu ce basketbalist sau tricou sau diverse alte chestii, am făcut și eu la fel cum am făcut ei și zic că este bine tot pentru muzeu și vreau să fie expusă permanent. Este diploma, brevetul adică, nu diploma, mă scuzați, fotografia el, elev, ofițer, cu această medalie, medalia și mă rog numai. Această lucrare deosebită vor fi prețuite în cadrul acestei instituții. Vă mulțumesc! Vreau să vă spun că eu, trăind între aviatori, i-am cunoscut, le-am ascultat trăirile, i-am pus să povestească. Și multe din povestirile lor le-am trecut în cărți. Sunt construiți din alt aluat. Uitați, avem aici aviatori tineri. Ei nu-și dau seama, dar ei sunt din alt aluat decât oamenii normali noi, ceilalți. Sunt din alt aluat, au nebunia lor, au o chestie. Eu vorbesc de cei care s-au făcut aviatori, nu ca să ajungă nu știu ce pilot, dar nu să câștige nu știu ce salariu sau nu știu ce valută diurnă. Nu. Cei care s-au făcut aviatori din pasiune, cum a fost acest tânăr, copil, Vasile Craiu. Avem aici pe domnul comandor Baie. A ieșit la pensie, nu a stat degeaba. A spus două cărți despre aviile pe care a zburat însu. N-am decât să mă închin în fața domniei sale pentru demersurile care face, comunicăm, ne ajutăm și așa mai departe. Acest copil, Vasile Craiu,
la când eram în liceu, a rămas orfan de tată. Mama lui, ei erau patru frați, Vasile Craiu este al treilea în ordine, a rămas fără niciun fel de susținere, că femeia nu muncea la acea vreme. Și a venit la București, la niște rude. Aici Craiu a văzut aviane. Deja începuse, apăruse, erau deja două aerodrome, era Chitila. Se vedea și afișe frumoase, se făceau pe acea vreme. Exista Cotroceniu și începuse competiția respectiv să zbor deasupra orașului. Era unde nu mai pot de aterizare, că motoarele de atunci nu aveau fiabilitate să poți te bazezi. Dar aveau curaj, deci erau performanțe. Le-a văzut, s-a dus la aerodrome. Și a fost mobilizat în 1913. Pe front, unde a fost, mă rog, în spatele frontului, unitatea în care era, eu nu am aflat, am încercat, n-am reușit să aflu, răspunde că am studiat campania 1913, pentru că Dumnezeu a scris de Cântibescu despre ea. A spus o carte. O am și în limba română și în limba franceză, una este chiar cu autograful Martin Bidescu. A fost dată unui comandor de aviație, după ce am murit Bidescu în 1914. La Parastas. Și fiind lângă aerodromul, lângă unitatea condusă de Bidescu, s-a tot dus pe acolo. Și a început să-i cunoască pe toți, pe Polipa, acasă, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. El a vrut să facă aviator, dar nu se putea. Pentru că aviatorii erau selectați din ofițeri, gata formați. De exemplu, dacă vrei să te faci ofițer de artilerie, armele mai importante, trebuia să studiezi, să duci în școala pregătitoare, după aia la școala de ofițeri. Așa s-a dus la infanterie, era direct în școala de ofițeri. Când a terminat, a făcut cerere, că îl vrea la aviație. I s-a aprobat. A făcut școala, a durat câteva două luni și jumătate, după care a făcut o cerere. Știți, eu vreau să fac pilotajul cu la ligă, la Băneasa, la Bidescu. Bineînțeles că nimeni nu i-a aprobat. A mai făcut o cerere direct la minister. Și există în carte documentul în care ministerul anunță, vă prezentați sub locotenentul Vasile Craiu să prezinte în ziua de la camera cutare, la maiorul cutare, să spune că vine pentru că vrea să zboare la ligă. Și s-a dat la ligă. Să știți că, din câte știu eu de la aviatori, elevul care învață mai greu, va fi un pilot mai bun. Ei, a fost la un moment dat să fie declarat inapt pentru zbor. Nu se primea, nu se ridica nimic de el. În fine, până la urmă, încet, încet, s-a mobilizat, era și un sportiv, un polisportiv de sărbășit, avea condiție fizică, era un fel de tăvălug de ăsta care venea peste tine, nu te lăsa în pace și tot spunea treaba asta. A reușit și a luat brevetul, este pus în carte. Primul demers despre acest om l-a făcut comandorul Arsenie Titus, care a scris două cărți. Pilot a fost la vânătoarea de noapte. Acest om a scris două cărți. Despre Vasile Craiu și despre Mircea Zurilean. O altă somitate din aeronautica română. Vorbind de somități, fac o mică paranteză. Cea mai importantă personalitate aeronautici române a fost Ionescu Emanuel. Unitatea dumneavoastră parcă se numește Ionescu Emanuel. Anul trecut i-a contactat pentru că anul ăsta îți face 70 de ani de când a murit. I-a plătat pe comuniști. A murit când au venit ei. S-a făcut Republica. Și n-au mai putut să-l aresteze. Dar am găsit documente. Trebuie luat și cercetat și nu știu ce și așa. Cartea am, adică în tot material. O carte de 800 de pagini. Este fantastic de mare.
Am tot materialul, i-a adunat de mulți ani domnul Pandrea, directorul editurii militare, în fiecare ne spune, hai că am galeria generalilor care au condus armată. Dumnezeu, nu-ți dau carte să tipărești pe dumneata. Eu când vorbesc despre un om, trebuie să-i pun poza. Vorbesc de un avion, trebuie să-i pun poza. Ca să înțeleagă ceva cititorul. Mi-a dat că pui drag, la jumate și la sfârșit. Nu se poate. Și nu i-am dat. Cartea nu este. Am contactat unitatea, dumneavoastră, n-a răspuns. M-au contactat niște spote și am zis, mă, stat din Sărbuie, în ce calitate. După care m-a contactat o domnișoară. Sub grupă tenent, nu mai țin minte ce a fost. Dar a rămas bata, în doi ani. Pot să discut cu dumneavoastră, trebuie să discut cu cineva care investesc niște timp. Nu vreau bani. Vreau câteva exemplu. Dar vreau să nu muncesc de pământ. Să scot bani, cărți de bani, nimeni m-am cam săturat. Doamna mea aici de față știe. Așa. De. Trei a trecut prin viața asta fulminat. Trei ani a fost la viață. Dar a fost, cum să vă spun, nu a stat 5 minute. A făcut tot posibil, a fost angajat în lupte aeriene, a doborât dinamici, nu stau, chiar indiferent, că erau el... O singură dată a greșit la început, el a învățat să zboare pe Blériot 11. Acest avion avea motor rotativ. Eu am citit o carte despre pilotarea avioanelor cu motor rotativ și cu motoare în linie sau în stea nerotativă. E diferență mare. La un avion, că am văzut și piloți în documentar, piloți povestind, nu vă vine să credeți. Din cauza efectului giroscopic, creat de motor, care era o chestie foarte grea față de greutatea întregului aparat, în momentul când pingeai manșa să cobori, el se ducea sus stânga. Trebuia să înveți aceste manevre, să știi că dacă vrei să urci, în ce direcție trebuie să tragi de manșa. În momentul, deci la acea vreme, să știți, fiecare tip de avion trebuia să fie brevetat. Aveai un brevet pentru tipul ăla de avion. Nu zburai pe altceva, n-aveai voie. Treaba mea a trecut pe un aveam noi un avion cu motor în linie, rumplet, taube, avea aripă, formă de aripă de porumbel și a avut accident. Și-a distrus fața. O să vedeți diferențe între fotografii. La un moment dat are nasul borcanat. Aici, în cartea poștală, nu îl are borcanat. Deci, dinainte de accident. Cu timpul, mai medicii de la Brâncovenesc, de la Spitalul Brâncovenesc din București, au reparat fața. Le-au reparat-o bine, că eu n-am văzut cicatrici. Dar a fost și pe la tâmplă și pe la ochi, pe aici, au avut rupturi, au avut coase rupte, piramida nazală ruptă. Și el spune, zice, am greșit. Pentru că, în momentul când m-am urcat în el, eram conștient că este un aparat care nu are motor rotativ, l-am pilotat, am reușit să-l pilotez, bineînțeles că de-am învățat teorie, și să-l fac zbor, să-l decolez, să fac manevre, să aterizez. La al treilea zbor, la fel, nicio problemă. La al treilea zbor, zice, a intervenit rutina. Piloții, pentru cine nu știe, există o vorbă, ca să fii pilot bun, trebuie să stai cu fundul în avion. De ce? Că singura legătură între avion și persoana noastră este partea dorsală. Cu ea stai și simți avionul. Orice mișcare, acolo se simte. De aici și cuvântul. Dacă nu ai reflexe condiționate, că atunci, în momentul când apare ceva să acționeze mâna cu comenzi din coloana vertebrală, n-ai timp. Că în aviația asta care e acum, nu ai timp să gândești. Trebuie să reacționezi din instinct. Pe el l-au trădat instinctele. După ce s-a relaxat, a dat comenzi ca avionul cu motor rotativ. Și a intrat în pământ. Există fotografia cu primul accident al lui. Și ca să nu vă rețin foarte mult, după ce a fost rănit. Gândiți-vă că se lupta cu trei avioane.
de fapt, avionul de observație făcea reglaje de artilerie. Adică stau unii de înălțime, avea legătură radio, artileria trăgea prima salvă și spunea mai jos observatorul aerian, nu s-au combinat, era observator aerian din aer pentru artilerie și observator aerian pentru recunoaștere. Era diferență, după aia s-au acumulat. Au învățat să facă același, fiecare lucru celălalt și era mai complicat să-i ai prea mulți. Deci avionul ăsta era un Panama 40, pilot era în aer ies cu mitralieră, mitralieră care avea de diverbație, știi, nu vrea altceva, sau de-a fapt refer. Și l-au atacat două avioane germane, n-a reușit, a făcut, a schimbat, a mai tras observatorul, avea mitralieră în față, era un biplan cu gondola în față, motorul în spate. Este fotografiat în carte. A rupt, formația. A renunțat la misiune, a aterizat la Galați, s-a dus la Craiu, Craiu era comandant, escadrila era Newport Beach, avea doi comandanți, că și echipajele erau mixte. Avea Paul Berry și Vasile Craiu. Amândoi au fost numiți, s-a înființat escadrila, amândoi au fost numiți, bineînțeles că cel mai mult de muncă a avut Craiu, că el era rământ, mergea la Iași, să facă rost de avioane, să facă rost de armament, să aducă mecanici, să, și așa mai departe. Să doteze escadrila. Procesul, s-o pa unul de Cristofera, el scria la partea operativă, jurnalul operativ de mai târziu. Și au făcut și misiuni împreună. Să știți că la începutul războiului nu aveau bombe. Noi nu aveam bombe. Și se duceau, observau ce fac nemții în port la Brăila și venea, sau la, mă rog, în alte zone de pădure, și venea și raportau. Uite, domnule, se descartă, sunt două vapoare, descartă, sunt camioane, sunt căruțe care care, nu știu ce. Dați-ne bombe, ce facă, să le dăm navă. Atunci au luat în avion cărămiți. Deci, bun, atunci, mă uit la el ce face și nu pot să-i fac nimic. Și a început să arunce cu cărămiți din avion. Nu vă povestesc ce a fost pe cei de jos. Cărămita este aerodinamică. Și datorită formei, face un zgomot infernal. Când vine, mai ales de la înălțime, de la 1000 și ceva de metri, face un zgomot infernal. Când a produs o panică, timp de 3 zile, până nu s-au prins și decât să vreau să nu fie loviți, să le cadă în cap, că rămirea, că altceva nu putea să facă. Dar vă spun, a fost o panică, că există în documentele germane ce tip de bombe sunt astea. Așa. Au zburat chiar cei doi comandanți în misiune, nici o problemă. Unul pe post de observator, că aveau, a fost Newport 10 pilot. Newport 11, deja și 17, 9, 21, 24, nu mai aveau, erau unul pur de vânătoare. Asta era și vânătoare și observație. Era mai rapid pentru observație, putea fugi mai ușor. Deci a aterizat la Galați avionul de observație și a decolat Craiu. Nu avea să se trimită, ceilalți erau în misiune, a decolat Craiu și oamenii au început să facă treaba, să regleze tirul bateriei. Și au apărut doi nemți, s-a mai apărut și al treilea și a început lupta. Lupta e povestită și de martori, ofițeri parte a viației în grade mari, care au observat lupta aeriană, dar se și povestește și de naivies cu mitralia. A scris și o carte în care este descris episodul respectiv. E, în această luptă, cu trei vânători, un blonde a lovit undeva în zona motorului, un suport de prindere, de acolo a ricoșat, i-a spart clavicula și i-a dislocat o bucată mare de os din omoplat drept. A pierdut controlul aparatului, a început să coboare dezordonat, toți au zis, gata, asta a fost, l-au omorât. Și la un moment dat avionul a făcut o redresare, aproape de sol, a luat înălțime, a trecut în linie noastră și a aterizat pe primul slas care l-a găsit. Bombardierul, avionul de recunoaștere a aterizat lângă el
au coborât, au găsit în afara avionului și zice, nu știu cum, zice, așa zice, fursa sângele din pieptul lui și nu știu cum a coborât din avion. Dar mă rog, era acolo. Atenție, l-au luat, am și pus fotografie, din Aidescu, din care e observatorul, lângă avion. Acest fără va ducea avea cabina foarte sus, undeva la 3 metri la partea de sus. Nu mai spun că erau comenzi, hobane și alte chestii. A trebuit să-l urce, l-au urcat în avion, observatorul nu mai avea loc, că avionul avea două locuri, a rămas lângă avionul lui Craiu și Craiu a fost dus la aerodrom Magala și de acolo la spital. S-a făcut bine. I s-a dat repaus două luni, dar bineînțeles că s-a întors la unitate și a început să zboare, că nu putea să stea la un loc. S-a terminat războiul, ca să nu mai lungesc. Într-o dimineață, deschide pânza de la hangar și vede un avion care pusese reparație, era gata. Dar lipsa de comunicare a dus la accident. Avionul fusese reparat, mecanicii au tensionat hobanele la o valoare cât de cât, să nu se deformeze. El a zis, scoateți avionul, era cum avea escadrila. Mă rog, după accident a trecut în escadrila Mirco 11, avionul comandant a ajuns după două săptămâni și l-a alimentat și a început să facă niște zboruri de-astea, treceri peste aerodrom, după care a început să facă acolo toată gama de aprobație cu el. Era un import 17, era un import mai nou. Motor mai bun, mai puternic, putere mai mare. Toată lumea încântată, vă dați seama. Asul nostru face demonstrație. La un moment dat a urcat, la 1000 și ceva de metri, și a intrat în plin. Voit. A făcut nu știu câte rotații, după care a scos avionul la 100 de metri, a intrat iar în zbor orizontal, a urcat din nou. E, avionul nefiind tensionat la valorile date de fabrică, deci gândiți-vă, totuși a rezistat avionul. Toată gama de aprobație, a făcut și ovrie. Pe la a doua fiet, a cedat planul superior. Și a intrat în pământ. A fost a doua oară când nu s-a asigurat. Dar a fost fatal. Documentele care stau la baza acestei cărți, eu am umblat foarte mult. Fiecare pilot mi-a recomandat alt pilot. Am copiat, fotocopiat, la vremea nu existau scanere, documente, fotografii și așa mai departe. Trimis de la unul la altul, din familie în familie, că la un moment dat piloții fiind împreună s-au cam înrudit. Am ajuns la un moment dat pe urmele lui Mircea Grosu Viziru, tăticul IR-27, IR-37, IR-38-39, IR-80. El, conceptul, el l-a realizat. Dar toate sunt făcute din avioane care se construiau în fabrică, ca să fie mai ieftine. Adaptate, modificate, cu bani puțin. Deci, mergând pe urmele acestui om, am ajuns la rude, familii, Poli Vacas, care a fost unul din primii piloti din țara asta, din minor, el a zburat avioane, fără brevet, fără nimic. Cât să zici că brevet l-a început la un numai ofițerii, pentru că erau salariați ai statului. Restul, dacă nu era, nu activa, și ofițerii au luat brevet, au făcut pilotajul, dar n-au luat brevet, că n-aveau nevoie. La civil nu se cerea, mai târziu. Și ajung la o familie Papudov, rudită cu Poli Vacas și cu Mircea Grosu Viziru și acolo găsesc de la bunicul acestui Papudov care mai trăia, un anume Jean Papudov, care s-a aflat mai târziu și a fost coleg de școală cu militară, cu Vasile Craiu și care vreau să vă spun totuși că
nu avem multe mărturii din primul război mondial, foarte puține. Puține au scris. În al doilea și interviunice avem foarte multe. E, aici, fiind prieten, omul s-a ținut un jurnal. Și acum am intrat cu diverse chestii. Le-am văzut și le-am specificat de la cine sunt. M-a ajutat foarte mult. Adică am lăbărit niște chestii care știam despre ele, dar mai există o enigmă în fotografiile. Domnul Absentea, care a scris prima carte, a dat de o nepoată care avea fotografiile și documentele lui Craiu. Aveam fotocopia la acea vreme, am încercat să o găsesc. E trecută de carte, tot acolo s-a trecut și eu și m-a găsit domnul viceprimar. Toate documentele astea sunt documente din familie. Dar am avut, nu mai spun, la Arhivele Naționale Istorice Centrale, fără arhivele statului, am avut înțelegere, domnul profesor Marcel Ciucă, și am spus ce vrea, tot nu ce folos. Mi-a dat o cameră la dispoziție și mi-a adus tot ce am cerut. Dosare și albume și fotografii. Și le-am scanat pe toate. Muzeul Național de Istorie. Acolo nu prea put, că e subordonat Ministerului Culturii. Și te întreabă, că da, de ce? Că stabilizează, nu că ați lăsat să noi trebuie să facem cercetarea și nu știu mai ce, și nu-ți dă voie. Norocul meu a fost cu un prieten din Galați, prieten cu directorul general. Și a zis, dom'le, îți dăm tot ce vrei, dar să nu spui de unde sunt. Ok. Mai există o încurcătură. În orice arhivă vă duceți, dacă eu, Dan Antoniu, să rudă cu Nicolae Iorga și depun documentele lui Iorga la arhivă, este fondul Dan Antoniu. Dar eu m-am dus la arhivele statului, am trebuit, dar aveți ceva, trei ani, voi am? Nu. Dar am găsit donator. Am fost și la alte arhive de vânzare. N-am avut probleme. Am găsit albume de la un album de la un soldat, reporter de front, în primul război mondial. Vă spun, textele sunt frumoase. Pentru că el pronunța numele personajului din fotografie după cum l-a auzit. Da? Mă rog, e interesant. Mă rog că ne dăm seama, știm cine sunt aceia. Să știți că acești oameni, acest om este un monument, pentru că, nu, eu am experiență. Să știți că jumătate din cărțile mele sunt spase de bani în familie, de jumătate am mai găsit sponsor pe acolo. Cel mai mare sponsor al meu a fost totul de-a, adică, mă rog, tot din zonă. Radu Bercea, prea a fost ministru, am scos cărțile, dar ca material de protocol pentru Autoritatea Aeronautică, pentru Romața, pentru aerodromul Constanța, pentru aerodromul Intrepid, aeroportul București și așa mai departe. Așa au apărut cărțile, n-au apărut în librării, nici asta, că nu este totalmente. N-au apărut în librării, cărțile mele, numai am scris despre astfel aviației din al doilea război mondial, într-adevăr a fost scoasă de o tipografie, de o editură, a ajuns și în Chișinău, că am primit mail-uri și științări pe Facebook. Toată lumea a găsit gata de noastră librărie la Chișinău. Dar editura are legături de spate. Cu toate că, da, muncești la o carte de asta și ne-a dat, ne-a fost să-mi dea mai mult de 16 cărți. Drept de autor. Bine, dar tata, lasă-mi și nu. 16 cărți, am și eu acolo, să las la nepoții. Asta este. Vreau să vă mulțumesc. Să mulțumesc mai tânărului meu prieten. Ne cunoaștem de anul trecut. La primul telefon a fost anul trecut. Nu, Neamarie. Mă rog. La început n-am refuzat, dar am spus, stați că momentan nu pot să mă apuc de... Aveam tot materialul, dar mai trebuia o lucrare, am scris-o cu Dorin Brunariu pentru Academia Română, am scris o lucrare pentru Institutul Cultural Român. Am o carte care este la tipar deja despre
singurul supraviețuitor pilot de vânătoare din al doilea război mondial, domnul general Dobran, care vreau să vă spun că un pilot, pilot civil la Baron, pilot privat, care avionul lui, ca mare loc, ați auzit de ea că i-a aprobat. Ei, Dan Ștefănescu și-a asumat răspunderea, a venit cu avionul la Băneasa ca o aerodromul lor, la Bănești. Că faptul acela a venit în momentul lor. Dar nu putea să facă. A venit la Băneasa, l-a luat de acasă, l-a urcat în avion. La câți ani? Spune, câți ani? 99 de ani și jumătate. Păi, e important. A plecat 100, că de-aia a scris și noi, cartea cu unul ăla. Și i-a dat avionul. Au venit și ceilalți doi, au decolat și s-au întâlnit. Și a zis, gata, domnul Dobran, după aceea zice, haideți să aterizăm, suntem în zona aerodromului, el nu vedea pe sol, zice, păi n-am în dubă, dacă cum ochi era de aproape, nu mai văd la distanță, așa că lasă-mă fără. Mă mai dirigez tu cu aparatul de bord, cu un casc. Și a zis, haideți să ce, coborăm în spirală de la 3000 de metri, coborăm la 1000 de metri. Zice, Dane, am avut ghid constant. M-a dus în 4G constant și în carte va apărea doctor ca și aici. În loc de introducere am băgat un material, am rugat să scriu un material și urma să intre în carte undeva, dar am pus un loc de cuvânt înainte. Așa și cu dar se pronunță. Și a intitulat materialul să zbori, ce înseamnă să zbori cu un pilot de război. Gândiți-vă că e ca mersul pe bicicletă. Deci a ținut constant 4G fără să vadă limbă, să vadă bilă și alte chestiuni. Este nemaipomenit. Încă o chestie vreau să spun. Hai că am vorbit prea mult, nu? Bine, haideți că numai. Vă mulțumesc pentru participare, sunt onorat de prezența dumneavoastră, sunt onorat. Și eu vă mulțumesc, eu beneficiez mai des așa de a-l asculta pe domnul Antonius, mai norocos, atât de multe are de povestit. Dragii invitați, urmează să vă înmânăm în numele organizatorilor câteva diplome și înscrisuri de onoare. Am aici câteva pe care le voi mâna personal. Costoșință de Consiliu Județean mai aprinsă și nu a putut să plece, că așa e politica, se măsoară voturi. Cu permisiunea dumneavoastră pentru contribuția la organizarea manifestării omagiale, prilejuită de împlinirea 100 de ani de la ultimul zbor al asului aviației românești. În primul război mondial, capitan aviator Vasile Craiu, se acordă o diplomă domnului Dan Antoniu. Susținerea proiectului Muzeul Județean Gorj, pe care mă bazez întotdeauna, Valentin, îi dai diplomele domnului director și tu păstrezi medalile, da? Arhivele Naționale, Serviciul Județean Gorj, doamna director, vă mulțumesc pentru sprijin. Și cu siguranță vom mai avea și alte proiecte cât de curând. În numele dumneavoastră și al municipiului Târgu Jiu, oferim o diplomă de mulțumire și bazei 71 a Eliene Câmbiată. Să știți că aici este o medalie omagială, capitanul aviator Vasile Craiu, în memoria la 100 de ani. Garnizoana Târgu Jiu, și vă mulțumesc mult, domnule comandant, pentru tot sprijinul acordat. Și la
cimitirul de onoare mai avem treabă. Multă vorba unui connațional au pus centenarul anul ăsta și aveam altă treabă. Inspectoratul Județean de Jandarmi, domnule colonel, vă mulțumesc pentru sprijin și vă felicit pentru ceea ce ați intervenit în acest an cu colegii dumneavoastră. O să vin cu o propunere cât de curând, având în vedere activitatea domnului inspector șef de Cevaldăghia în domeniul culturii, ca Ministerul Culturii să treacă în subordinea Ministerului de Interne, să se facă un pic de ordine acolo, că s-a mișcat lucrurile mult mai interesant. Domnule inspector șef, mă bucur pentru că vă avem în județul nostru și vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat. Serviciul unul de informații, nu știu cine a pus asta aici, dar cred că singur. O să vă dau noastră că știu că aveți. Cred că și-a scris-o singur. Inspectoratul pe situații de urgență Gorj, o să vă rog, domnule colonel, să vă oferiți dumneavoastră. Biblioteca Județeană Cristian Tel. Îi mulțumesc mult, doamne director, pentru sprijin, pentru încredere. O felicit și pentru încredere din această pară. Am participat la o poveste, la o lecție, iar cărțile acestea vor ajunge în colecțiile bibliotecii județene, așa încât noi vă mulțumim și ne simțim onorați. Vreau să vă mulțumesc pentru donația pe care a făcut-o bibliotecii. Asociației Arbia, de asemenea, vă rog, domnule prezent, pe mulțumim și mulțumirii pentru tot. Doamne ajută să ne vedem cât de curând. Mijlocul nostru am ținut să fie prezent, să arătăm că după Vasile Craiu se continuă pasiunea asta și iubirea pentru zbor și este încă elev la Academia Superioară de Aviație Civilă, Daiana Dăjulescu, care îi mulțumesc că a putut ajunge la Târgu Jiu. Sper că în curând să zbori și pe avionul care este branduit cu chipul lui Craiu și poartă numele Vasile Craiu. Naș eu. Naș fiind domnul Antoniu și iarăși vă mulțumesc. Toate trei. Mulțumesc. Cu siguranță vor fi invidioși colegii dumneavoastră că veniți de la televiziune. Pentru Liga Aeriană Română și vă mulțumesc, vă, domnule Bartot. Rămâneți acolo, domnule. Nu, trebuie postul. Am sperat. Nu. Vă mulțumesc. Asociației Cultul Eroilor, pentru... Am trecut numele domnului colonel Roga. E dat diploma păstrați la strămetarii, iar dacă v-a venit. Vă doresc și vă mulțumesc la evenimente. Aș vrea de asemenea și mulțumesc că a ajuns astăzi la Târgu Jiu domnului profesor Andrei Popete Părlașcu pentru tot ceea ce realizează în acest an centenar, ceea ce publică. La Târgu Jiu mai avem un mare pentru mine și e drept, eroi nu mor niciodată pentru că îi păstrăm în suflet și Doamne ajută. Au trecut 100 de ani și sperăm că nu au trecut degeaba. Mulțumesc! Domnul profesor Pătrașcu ne-a vorbit și ne-a scris, deci avem în vedere să cercetăm mai mult această poveste despre un alt erou, despre greavul din Vădenii Gorjului. Și urmează câteva scrisuri de gratitudine. Doamnelor și domnilor, încep cu cel care a început această poveste. Nu speram atunci că vom ajunge prin cu toții și să o magiem
personalitatea lui Vasile Craiu, dacă Jean, cum știu prietenii, dar Ion Țârlea, pe o pagină de socializare, nu aducea o fotografie de la un colecționar din zona Burlat. Și îi mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru comunitatea noastră. Aici el are și o expoziție cu fotografii vechi. Când l-am întrebat câte fotografii ai domnul meu în arhivă și mi-a zis că are peste 30.000 cu gorjuri de odinioară, vă dați seama că e o mină de aur și îl țin lângă mine aproape cam atât de multe de rezolvat. Te rog, domnule Țârlea, să... În carte veți vedea câteva desene ale lui Vasile Craiu. Sunt câteva desenele făcute din colecția lui Dan Antoniu și, de asemenea, un desen pe care l-a realizat prefăcut de domnul profesor Haidău, dar și un desen al lui Vasile Craiu, un portret realizat de domnul profesor Haidău. Vă mulțumesc, de asemenea, domnul profesor, pentru sprijinul acordat și pentru încrederea pe care ne-au insuflat să ducem mai departe proiectele. A reușit să publice primul volum de documente din arhivele județene și mai urmează încă trei, primul volum cu documente din primul război mondial, legat de Gorj. Domnul profesor Gabriel Sarcină, pe care îl invit și mulțumesc pentru sprijinul acordat pentru organizarea acestui eveniment. Dacă-mi permiteți câteva cuvinte, vreau să vă felicit pentru organizarea acestui eveniment și nu numai, știu că ați mai organizat și alte astfel de evenimente, o să mai urmeze și altele. De asemenea, domnule Antoniu, vreau să vă felicit pentru realizarea de excepție. Mulțumesc! Lucru extraordinar, vă invidiez că ați putut să mergeți în atâtea arhive. Sper să calc și eu pe urmele dumneavoastră. Să dea Dumnezeu, v-am spus aseară. Și pentru că suntem la acest aniversar, nu pot să zic decât la mulți ani, România. Vă mulțumesc foarte mult! Este imaginea de pe coperta cărții, să știți. Da, la medalie. Este un desen făcut de unchiul meu. Sper să reușim cât de repede să scoatem o serie de medalii și cu eroul Comisar Popilie. Pe 14 octombrie să... Și-ar fi comis ceva. Traian Vuia. Da, sigur că da. Și Traian Vuia e un proiect pe care vrem să-l susținem de la Târgu Jiu. Profesorul Cornel Șomârcu, de asemenea, pentru susținerea pe care a acordat-o evenimentelor, pentru promovarea evenimentelor legate de persoana lui Vasile Craiu. Nu știu dacă nu mai este a pornit. Mulțumesc. Și în numele noastră aș vrea să ofer pentru echipa care a adus avionului Vuia la Târgu Jiu câte un scris de gratitudine. Domnule comandorul, să vi le urmăresc noastră, este și pentru domnul comandor Crăciunescu. Aici un înscris. Să ne vedem cât de curând la Târgu Jiu. Uiteți două cuvinte, sigur. Astăzi, dumneavoastră a scris o pagină de istorie în aeronautica românească. Vă mulțumesc! Așa cum se întâmplă de obicei, nu știm noi cei de aici ce avem acasă. A trebuit să vină domnul Bartok și să sune un prieten care era prin Turcia ca să afle că la Târgu Jiu există niște pasionați, de niște colecționari care ne-au și adus obiectele, sunt în sala de vis-a-vis, medalii și insigne legate de istoria aviației române. Domnul Rămescu Andrei, un tânăr care este în clasa 10-a și care are o pasiune demnă de apreciere. Și pentru ceilalți doi colecționari, Rămescu Sergiu și domnul Balif Andrei, dragul meu, te felicit. Sper să vii cât de curând să... Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut astăzi, cel puțin, pentru că
veți duce de astăzi mai departe numele eroului nostru și vă asigur că vor urma o serie întreagă de alte activități dedicate centenarului. Drum bun să aveți spre casă, Dumnezeu să vă ajute. Vă invit, după ce vedem expoziția filatelică, să vizităm și în centrul orașului, la prefectură, modelul avionului lui Vlaicu, aparatul de zbor, al lui Voia, iertați-mă, unde să facem și o fotografie cu toții acolo, să nu uităm că astăzi am făcut ceva pentru România. Vă mulțumesc mult! Pentru că am relatat acest eveniment și să vă spun că la ora 18:45 un aparat de zbor va survola orașul pe deasupra Căii Eroilor de la Masa Tăcerii până la Coloană. Este vorba de un avion al aerodromului Târgu Jiu și îi mulțumesc domnului Melușcă, am și un scris de gratitudine pentru domnia sa. Deci ce a fost azi dimineața a fost pentru țânțari, să știți, n-a fost pentru astăzi, să aveți o zi frumoasă!